Ați fost la vot? Încă nu. Dar veți merge? Desigur. E important. E datorie fiecărui. Veți merge la vot? Nu. De ce? Nu știu, nu vreau. Eu cred că viitorul depinde de ce fac în societate, nu de vot. Și adică aș sădi mai bine un copac decât să votez. Oamenii oricum trebuie să aleagă din tot răul ăsta un rău mai bun. Și respectiv trebuie să mergem, da? Să alegem răul ăsta mai bun și să sperăm la bine. Am reușit să mergem la vot. Pentru că noi suntem cei care decidem viitorul țării noastre. Păi nu numai noi, dar e de datorie fiecăruia dintre noi să iasă să hotărască ce e mai bine pentru sine. Prepiscă ni Chișinăvskaya, mi-e nedaleko ezdit. Я думаю, мне то не стоит тратить время на это. Думаю, что важно участвовать в общественной жизни страны. Но я делаю свой выбор. Ați reușit să mergeți la vot? Am reușit. Nu, eu nu. Domnișoară, încă nu, eu am reușit. La ultimele alegeri, rata participării tinerilor e cam mică. De ce? Puțină responsabilitate din partea lor. Asta e toată problema. Probabil puțină responsabilitate din partea guvernului, parlamentului. De asta probabil noi nu avem interes, pentru că știm că totul deja e planificat, spunem așa. Fiecare vot are o șansă la o schimbare și ei trebuie să înțeleagă, fiecare trebuie să înțeleagă lucrul ăsta. Ați fost la vot astăzi? Da, cu siguranță. Pentru a decide soarta țării, pentru a avea o viață mai bună, condiții de viață mai bună, locuri de muncă mai bune, rudele să se întoarcă, să fie alături de noi, să ne bucurăm de prezența lor. Ați fost la vot? Numai decât. Pentru că viitorul aparține tinerilor. De ce aici trebuie noi să mergem masiv la vot? Ați fost la vot? Nu, încă n-am reușit. Dar o să mergeți? Da, la sigur. Ar trebui să mergem pentru un viitor, chiar dacă nu pentru noi, pentru bunicii, pentru părinții noștri, pentru copiii noștri. Trebuie să schimbăm cumva viitorul țării. Ați fost la vot astăzi? Sigur că da. Noi suntem viitorul și de noi depinde totul. Noi să conducem. La ultimele alegeri, rata participării tinerilor este foarte mică. Pentru că marea majoritate a tinerilor, din păcate, acum sunt plecați peste hotarele țării. Ați votat astăzi? Da, sigur. Clar pentru viitorul țării noastre. Un viitor prosper la care sperăm de atâta timp și nu se mai întâmplă, dar să sperăm. Dar de ce credeți că tinerii la ultimele alegeri participă într-un număr mai mic? Și-au pierdut speranța, pentru că am votat o dată, de două ori. Ne-a fost cam prea mult în ultimul timp și au zis că nu mai au rost și nu. Este decizia fiecăruia, nu cred că putem să influențăm. Fiecare se gândește la propriile motive, de ce să se ducă sau nu. Eu totuși sper și de-aia am mers. Asta îndemn și pe ceilalți să facă. Ați la vot astăzi? Da, normal. E esențial să participi tinerii. Cred că acum tot se bazează pe tineret la noi în țară. Pentru că, de fapt, votul îl dăm pentru cine? Pentru tineret, nu? Pentru noi, pentru viitorul nostru, nu? Pentru viitor și pentru copiii noștri. Dar la ultimele alegeri, rata participării tinerilor a fost mică. Cred că de lăsarea de azi pe mâine. În primul rând, tinerii au și o mentalitate mai aparte, că votul meu nu schimbă nimic, când, de fapt, votul lor schimbă totul. Cred că nici nu și-a asumat responsabilitatea încă de cetățean în Republicii Moldova. Eu aș spune că să nu suferi mâine, ești mai bine astăzi la vot. Ați fost la vot? Nu am dorință. Dar de votul dumneavoastră depinde viitorul țării. Cunosc din faptul ăsta, dar nu prea am dorință de accesit. Nu și viitorul nu prea-l văd la noi în țară. Complicat e situația de accesit și cu politica eu nu prea am dorință să mă bag în ea. Nici nu urmăresc mai mult în timpul meu în el, îl cheltui spre lucru. Ați fost la vot? Da, am fost. Este foarte important pentru că de noi depinde. Adică să ne plângem că ceva nu este ok, mai bine ar trebui să ne exercităm dreptul la vot pentru că trebuie să fim responsabili. Și aș dori ca măcar un pic toți tinerii să fie responsabili pentru că viitorul este al nostru și noi trebuie să ne, nu bătrânii, da? Și bătrânii au dreptul la vot, dar mai ales noi tineri, pentru că noi suntem urmașii acestei țări. Așa că, dragi tineri, mergeți la vot, să nu ne plângem mâine că nu e bine în țară.